înțepat. Corespunzător, ac de 10. Vă salut de la Moșteni. Sunt cu Nicu și Dragoș, ne pregătim de o partidă de noapte. Activitate avem, nu am apucat să iau vreo 6-7 drill-uri, dar voi încerca să le surprind acum în seara asta. Continuăm procedeul, filmările esențiale apar pe canal în proporție de 5, 6, 7, 10 minute în funcție de cum trage. Am hotărât să iau acțiunea și de la piept și stați aproape de noi. Ce ciortan frumos. Oricum vi arătam pe toți la final. O să meargă către eliberare, dar am permis să-i țin. Uitați-l. Oh. Înțepat. Corespunzător, ac de 10. Nu m-am mai jucat cu ac mic de data asta. Se pare că peștele este pe zonă. Bun, o să mai băgăm o dată un viermișor. Ia să stați aici cu mine pe cadru. Pescuim împreună la o lanseta feeder, că montura e una simplă, doar că nu folosesc pop-up. Plus 4. Monitor de 40 de grame. N-a dat un pic mai colantă. Am avut niște pelezi așa. Scăpăm de iarbă. Bun. Avem o trăsătură imediat, rog, mă așteptăm puțin. Ce vine aici, am luat mult cărășel. Așa și platicuț. Acum nu iau nimic. Din păcate am stat prea mult. Și cărdiu mult mai mare și gros. Aici am pus un cărdic subțire, dar pe mine mă interesează faptul că e al doilea ciortănică pe care o scot cu lanseta din dreapta. Deci clar s-a momit cumva acolo. Thank you.
ungere, îmi place mie să spun. Oh. De nervos pleacă. Ah. Asta e data viitoare. Nervantă iarba asta. Vă țin aici pe filmare pentru că am avut o tentativă și la asta e în dreapta. Toate că acest cărlig nu ar trebui să facă probleme. Dar se pare că mănâncă foarte fin, să știți, pescuesc cu 30-40 de grame, deci foarte, foarte fin. Înseamnă că se bagă și aici la asta.